Astăzi vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși frecvent pragul critic de 80 de unități în zonele joase de relief. Cerul va fi mai mult senin și doar cu totul izolat în orele amiezii, vor fi ploi slabe de scurtă durată în zona de munte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 32-33 de grade pe litoral și 40-42 de grade local în vest, sud-vestul și centrul țării. În capitală, vremea va fi în continuare caniculară, iar disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. În special, după amiază, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 38 de grade. La munte, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil la senin, cu norări trecătoare după amiaza în nordul Carpaților Orientali și în zona Carpaților Meridionali, unde însă doar cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. La mare, vremea va fi călduroasă, izolat, caniculară, cu maxime cuprinse între 32 și 35 de grade și minime între 23 și 27 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 25 și 27 de grade.